calitate de eseist în materie de literatură, se sprijină pe aceste valori morale și spirituale, uneori confirmate genuin de cele estetice, alteori contrazise de ele, de unde și precalitatea unor judecăți ale eseistului, atunci când apreciem exclusiv din criteriile estetice. Este motivul pentru care orice tentativă de a fixa locul datorului unei nereeri al criticii literare românești, e obligată să pornească de la acest fundament axiologic dual și unor contradictorii. Dar să lăsăm această problemă greu de rezolvat în câteva minute și să ne întoarcem la tână cu șania. În vremea ce politicii de generație de clare război pregătului, fie condamnând de absența proiectului de performanță culturală, a fratului creator și a spiritualității, cum face el iar, și cu el întregul de amideriu, fie ca cean în subsemnul negației aproape întreaga tradiție națională, fie considerând ca avangardiștii împotriva acestei pe care o vor jos unde s-a prostituat, fie în sfârșit ca revistele stângii comunizante, clamând traiul de caricarismul social, cu aceste simultaneități așadar, tânărul Steinbach, împreună cu un grup de prieteni, între care și fărul său Emanuel, Emanuel Neumann, editează publicația numită de Justa Curgheză. Trebuie să nu mai întâi ca acest tip fericit de orice ostentație și conotație stilistică. De nici ironic, nici parodic, nici teribilist de partant, la modul de tot la avantgardist, ci stă pe o cuvert de transitivitate. Publicația, care nu e fără sens atingită în genera omului după apariția revistei Criterion, e chiar una a valorilor burghezei, în sensul real de criterii, consolidării și propagării lor. Mai exact, rezumindu-i cuvintele, revista își propunea să apere și să promoveze exprimiunile burghezei și izvoarele lor psihologice. Înainte de orice, familia și principiile de bază, adică autoritatea, coeziunea, moralitatea. Politicește, grupul se definește drept conservator-democrat, în linia stângii conservatoare și comuniste, cu o specificare pe temeiul Constituției din 1923 și militează pentru liberalismul economic, a fost o sintagmă citată, credând cauza de sforțelor secunde ale individualismului, față de orice încercare elatistă, într-un moment când, așa cum avertizează într-un articol nesemnat se manifestă o anumită formă de bolșevism într-o anumită presă de șantaj, intitulată în ordine extremă dreaptă și altfel de extremă stângă. Anticipat. Nu e o studiu de democrație, însă o înțelege nu în sine, ci din perspectiva efectelor ei. Citez. O măsură nu e admirabilă sau nu, după cum e sau nu e democratică. O măsură trebuie cercetată mai întâi dacă e sau nu e folositoare de ansă. Dacă e și democratică, poate mai bine. Dacă nu, poate mai rău pentru viața noastră din o democrație. Aceasta fiind tot ce nu, dacă nu e în dogmă, democrația e o realitate. Deci merită să fie luată în seamă pentru a deveni punctul de întâlnire al principiilor sănătoase, frontul comun al forțelor conservatoare. Având în vedere asemenea rolul frapantă, unele din criteriile pe care sunt valul de decizii, Steinhardt, la Emanuel Neumann, rezultatul personal al Neumann, e posibil ca aceste rânduri să fie construite de acela. Și mai probabil însă este ca ele să fie aparținut în dreptul grup, poate tocmai de aceea apară pe sănătate. Dar fiind pe acesta, grupul s-a constituit ca o continuare în lumea din Iași, pe partea de a Comunesc. Și e nevădat că tot ca la Jumina, cei mai mulți membri erau licențiați sau chiar doctorii drept. Ca aceste convinții erau și ale lui Steinhardt, oricum e în afară de guvern. Asemenea mea și știți în Sorceaua de articole semnate de Iosif, publicat de la lungul lustrului de după încetarea 1935 a revistei burghezei. Între acestea de articole, cei din plan liberal de scula 1937, prestigioasa revista fundată de regală. Lungul text, sinteza gândirii comunice Steinhardt, din această face o definire detaliată a liberalismului clasic. Așa cum acesta a fost din
considerabilă a statului, scrisul Ștania a încercat să se ocupată de nimic presentimentul unor amenințări surde, pricinuite de creditorii studenți libertății evaluate de liberalismul clasic. Asta cum spune fraza limitare a statului. Liberalismul are un singur primar. Socialismul și cele trei aspecte. Socialismul marxist, variantă de timp, democrat și corporatist. Pe scurt, liberalismul se compune comunismului, democrației și corporatismului. În această frază se desfac toate criticile și pledoariile lui Steiner din anii anteriori. După cum tot diavolul rechează grosele estetice din cartea de Paulus, genul Hitler, cu care debuta editorial și după 1934. În revista Burgheză, autorul își continuă paroliile, având de atât de diferite între alții pe citez, admiratorii și admiratorii pe socialismului. De ce această pornire contra socialismului? Ne putem întreba prin schimb există totuși socialism și socialism. Să urmărim răspunsul de disemnat în registrele la care colaborează Jules Steiner. Un citat. Socialismul a fost întotdeauna antiliberal și antiindividual. Numele lui o spune doar socialismul de etatism sau măcar intervenționist, măcar comunal sau cel puțin regionalist, profesional. E o opus inițiative derivate de proprietăți individuale, libertăți de acțiune a omului considerat ca element autonom. Sau, și mai radical, cine sunt cei ce vorbesc de libertate? Aceeași pentru care omul e o celulă, un număr, o unitate, un atom. Altă dată discuție mai generalizat, mai împins către parodie și pamflet, dar totodată și mai încălcat de avertismente. Zice, din produsele timpului, pasiunea socialismului e cea mai mare și mai ridicolă. Îmbrățișată de ignoranți, de oameni interesați, de snob și de copii prostescuți, s-a întâlnit ca o bunură. Nimeni n-a rezistat. Fetițe isterice de 18 ani, tinerea ta de scriitori și poezi profetici au dat tonul. Vorbiți de cei mai mulți, vorbiți de lumina lucrurilor salvană de bine văduți la idei înainte, asumțiți de zbomă cu gesturilor și saxofoanele care vestesc cu accent de jantice și asumțite cu zbomă de așteptate și cu uimit catastrofa lui cinstite, și-au pierdut, pentru ce au recunoscut și ce li s-a cerut. Poate nu zic că va veni ziua în care acest primez își vor da seama că își rănesc dușmanii și foarte mai ales că toată lumea va vedea cine sunt în realitatea creatorii socialistului, adică o bandă rinovată de terveteni din față, de influți, de maniaci, de maniaci insolenți, împinși fără direcție de punctul zbocismului, plinși în rădicioși de rădăși de prospire. Mai bun de calibaci, nici contestarea neoliberalismului nu e mai puțin fermă, pentru că acesta, zice Steiner, nu e de cele mai multe ori decât un neosocialist. În schimb, și mai interesantă decât respingerea socialismului, poate să pară opinia lui Steiner că este necompărțit și implicit. Este și cazul universal. Iar astăzi se relaxează în ceea ce este considerată și partea ta la lucrurilor. Adică riscurile democrației. Citez. Democrații, tot vorbim de drepturi politice, nu cred că ele nu sunt în sine numai un scop, ci un mijloc. Mijlocul de a garanta respectul drepturilor civile și esențiale. Un eros sufragiu universal atinge acest scop, al doar devine un instrument tehnic care duce ca cu totul alt rezultat. Democrația invocă egalitatea. Ce face cu libertatea? Există și egalitatea în stabilie. Toți oamenii sunt servii statului. Iată egalitatea realizată. Dar cum e libertatea? Privite de un lucru opus, adică de cel al statului, tânărul doctor în drept constituțional se întreagă dacă odată în statul, aceasta va provoca nemulțumirea masei, că au răsturnat prin rezolvă. Răspunsul e o nouă împrăștire de iluzii, amintind peste secol, de dreptul la Alexandrescu, cel cu răul de bine fie, simțirea întrebește și trăiesc în durere de alimentul tău. Tirania, zice așa, ca în rău, nu provoacă renunta muțimii. Rezultatul e altul. Publicul se obișnuiește, devine indiferent, uite ideile cu care era familiarizat. Creșterea publicului nu slăbește cu rările absolute, le întărește.
pasă. Opinia publică, celebra opinie publică, copiii în contul administranței democraților, nu răspundă dictaturile, despre sine. Când nu mă să se scrie liberele, cu această lipsă de libertate aprobată de opinia publică, libertatea de gândire ea nu se încercează de a mai exista. Oamenii nu s-au gândit de lucruri la lucrurile despre care nu pot vorbi. În asemenea exemple, al doilea număr este uriaș în țară, rezultă că libertatea este conceptul fie a lucrurilor creația din lucrurilor. Interpretată separat, una refrază și pasaje din plăcere citate mai înainte, tot discane durere și chiar contestații. Toate în ansamblu și puse sub imperativul drepturilor fundamentale ale persoanei umane, adică sub semnul libertății, ele își arată validitatea și poate mai mult valoarea de avertizment. Asemenea, revistă discuțiile iluzii, cum spuneam, semnalizează de la pașii. Atrag atenția asupra marilor pericole ca o față de bune intenții, de vorbe sănătătoare sau de cura de magogie. Copilul bătrân pare a fi trăit deja toate experiențele de deziluzii, pentru care îl smulge vorba la pașiților, demistit pe la tot pasul, seamă de interogații de justificare, cunoaște cum cea mai devreme de fața scopului și trezește într-o locală zgârție, conformisme, comodități și miraje. Știe, în primul rând, să vadă, fiindcă riscurile despre care eu vorbesc erau deja realități. Lumina politică, de mare amintire, dictată din Mussolini. În vremuri programate, ar fi putut trece dreptul exaltat și îndomnat. Acum însă, când timpul se semne tot mai clar de ceva și din sistem și la noi, conservatorul Steinhardt, care toată dreptăția să și-a să ia râși din sistem și să devină un bates. Un proiect care știe bine că, așa cum îi spusese următoare, fundamentul libertății de tine e morală. Convertitul va programa că taina libertății se la mijarea ficilor în credință, firește. Vocea următoare. Cultură adevărată, adâncă, știință, înaintată, spirit democratic, puternic și înalt. Vorbe goale, mă, câte vreme ține de ele, libertatea dansează cu o sfântă subțire. E o rată cu implicația, atenție, fragil, încăpută pe mâini de habar mețit. O consolidează morala, numai ea. Ascultă, morala e istoria libertății, morala e condiția libertății, morala e parte a libertății. În ce privește literatura, Steinhardt împreună cu lucrul cu de la revista Burgheză face o profesiune de credință juministă și mare aleștiană. Și e de mirare că aceea care a cercetat prosperitatea celebrei societăți liberale de la Iași și a mentorului ei, nu au respins acest aspect. Înainte de revigorarea interesului pentru mare regim, înainte de deci de monografia lui Luminescu de 1940, în care reacție la noua confuzie a valorilor, critica estetică, răstescul din Vros și salutat, înapoi la mare regim sau înainte de la mare regim, ne registrăm în 1935, în primare la întoarcere la estetica polului, cu tot cuștat. Iar în fața la care s-a trezut, Steinhardt recuperează împotriva lui de științe fără precedent a vieții de cuvinte frumoase din capul care mai are de 1970. Zice Antiscus, alias Steinhardt, referindu-se la aceste, la acest nou și vechi flagel. Omul normal de privit de sus, nebunia și problema dreptul la conducere, inteligența e un de rușine. Și mai sunt și alte care le spun. Dacă citim puțin mai departe, vom da de motiv mai atunci la ofensivii de lui Steinhardt, și anume, înapoi a verbalismului de zăbătii, de descoperă, citesc, prostia de lucrătoare și alături de ea, gândul care își plătește producțiunea să se numește tânără, nu ca împotriva reducțiilor și reducțiilor lucheze. Sigur că mai târziu, din incriminatorul de acum, la modificarea finală și cu încălzire de scenă, judecata față de congeniei săi de mediție între timp celebrii. Însă ce ne interesează aici e faptul că pronunțurile sa sunt evocate și invocate din nou cu ordonatele morale europene, așa cum se amenizează el. Pentru același set de valori, credează practicul un mare critic burghez, domnul Pierre Rodinescu. Oricine își poate da seama de originea acestui din timp? Istoria civilizației române modernă, până la momentul, iar
Dar pentru același lucru, Teroș a intrat programă în mod surprinzător și care a fost cultural al acestei critici. Deoarece că Dumnezeu nu se privează la analiza estetică a literaturii, ci caută și explicare în contextul istoric, de civilizație. Apropierea de o analiză de critici în acest context. Citez. Perspectiva istorică, reducând la măsura esențială și deosebire, permite astfel această apropiere între mai ales și conservatorul literaturii. Apărătorul reformelor care acum au fond. Conservatorii cu tânăr de Steinhardt nu se oprește la bază reprezentate intervenția mea. Același aer axiologic privește și peste articolul numit despre literatura străină. Și nu mă opresc pentru exemplificare decât acel titlar Elementele operei lui Proust, apărut în 1937 în revista Fundațiilor Literare și considerat de autor mai târziu, cred, adevărat văzut de tot literatura. Așa mai declarat cum am văzut în gelul fișelul de biografie. În bine epocă de revelare a modernității marului inovator al romanului, Steinhardt apasă pe componenta clasică a ciclului inovatorului tipului. Pe psihologia, observația și sensibilitatea socială, sunt de legătură. Iar atunci când îl compară cu Jean, miza superiorității o găsește tot în observația de romanul tradițional. Observația socială, observația. Trebuie afirmată deosebirea, zice el, și accentuată superioritatea lumea asupra altora. Un scriitor fecund, dar inegal, muncitor, dar neinspirat, interesant, dar nesăcător și la Andrei, rămâne în opera lui inferior lui Proust, prin aceea că n-a reușit să descrie o societate. Că ce fel de societate e în opera unui scriitor care nu a dat caractere și povestiri, aceea pe care îi reprezentam să rămâne în alt, ortos, Natanael, Inegalul și n-a realizat o oferă definitivă, ce Steinhardt. E semnificativ că a scris de un roman și acela a spus ca un eseu. Pe când Proust a putut să deschidă o societate în sensul precis al definiției romanului, sens vulgar poate, dar clasic, interesant și greu. Cum mai vorba e să explica critica lui Steinhardt după războiul acestui cu 1970? Ce va păstra ea din moștenirea maioriciană și juristului istoriciană? Este un subiect care necesită o tratare aparte. Ceea ce se poate spune acum, pe scurt, este că această critică, fără a discrezi criteriul estetic, îl va alia într-un fel inedit, cel etic, făcând din simbioza lor un instrument regulabil într-o sfântă sigură împotriva dictatorii comuniste. Pe de altă parte, și mă atunci